Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, bun găsit la Observator. Alertă în România, un suspect de terorism din județul nostru a fost reținut în această dimineață de către procurorii DIICOT. Suspectul se află în atenția SRI încă din 2015. E o premieră nedorită pentru țara noastră, asta pentru că bărbatul a spionat în numele statului islamic. Chiar mai mult s-a arătat interesat în participarea și organizarea unui atac terorist la o bază militară din România. Suspectul Zis Ibrahim, de 39 de ani, din comuna Mușătești, este susținător al grupării jihadiste. Acesta se pare că pregătea un atentat la o bază militară din România. Pentru a-l prinde, procurorii DIICOT și polițiștii BCCOA au efectuat mai multe percheziții. Suspectul a fost dus la audieri la sediul DIICOT. Conform unor surse, în casa bărbatului au fost găsite mai multe fragmente de Coran. Suspectul avea legături cu organizatorii atentatelor din 2015 de la Paris. Așa a ajuns în atenția oamenilor legii. Suspectul de terorism avea o activitate intensă și pe rețelele de socializare, promova atacurile teroriste și execuțiile pe internet. După audieri, cel mai probabil bărbatul va fi reținut pentru 24 de ore și vom vedea apoi dacă pe numele acestuia se va emite mandat de arestare preventivă. Accident cumplit la Câmpul Lung. Seara trecută, un tânăr de 21 de ani a sfârșit tragic după ce mașina în care se afla a intrat într-un stâlp. Băiatul, fiul unui afacerist din oraș, a fost trimis în stare gravă la un spital din capitală, însă, din păcate, cu toate eforturile medicilor, s-a stins. Tânărul se afla pe o stradă intens circulată din Câmpul Lung și se îndrepta spre Brașov. La un moment dat însă nu a mai putut stăpâni mașina, a pierdut controlul volanului, a intrat într-o mașină parcată și apoi a ricoșat într-un stâlp. Impactul a fost atât de puternic încât șoferul a rămas prins între fiarele contorsionate, fiind nevoie de intervenția descarcerării. Detașamentul de pompieri Câmpul Lung a fost solicitat pentru o descarcerare în municipiul Câmpul Lung, strada Traian. Ajuns la fața locului, am constatat că o persoană de sex masculin era încarcerată în auto. Am lucrat pentru descarcerare, apoi victima a fost predată la echipajul SAJ Câmpul Lung. Pentru că se afla în stare foarte gravă, tânărul de 21 de ani a fost transportat la spitalul Floreasca, însă nu a mai putut fi salvat. Băiatul este fiul cel mic al unui om de afaceri din Câmpul Lung. Mascații au descins din nou un mușcel în urma unui dosar în care au fost implicate persoane bănuite de afaceri ilegale cu lemn. Au fost efectuate 11 percheziții în 4 comune, iar 6 mușcelene au ajuns la posturile de poliție de care aparțineau. Dosarul a fost instrumentat de polițiștii câmpulungeni, vizate fiind 10 persoane bănuite de ilegalități silvice. Mascații, împreună cu reprezentanți ai posturilor de poliție rurală și ai poliției municipiului Câmpul Lung, au ajuns de la primele ore ale dimineții în comunele Davidești, Vulturești, Valea Mare, Pravăs și Stoienești, la locuințele unor persoane fizice și la sediul unei societăți comerciale. Persoanele în cauză sunt bănuite că de la începutul anului 2015 până în prezent ar fi tăiat ilegal și sustras, în vederea valorificării, aproximativ 140 de metri cub de material lemnos în valoare de 28.000 de lei. Ulterior, aceștia ar fi folosit documente de însoțire completate cu date nereale pentru a comercializa materialul către persoane fizice din Argeș, Dâmbovița și Telorman. În urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe bunuri. La poliția Câmpul Lung au ajuns 6 motofierăstraie, 4 topoare, un baros, un compresor de mari dimensiuni, mai multe avize de însoțire a materialului lemnos, precum și alte înscrisuri care pot fi folosite ca mijloace de probă. 6 persoane au fost conduse la posturile de poliție rurală pe baza cărora au fost efectuate perchezițiile pentru declarații, urmând ca procurorii să facă propunerile legale. Alți 4 suspecți nu au fost găsiți la domiciliu, fiind plecați la muncă în străinătate. În primele 6 luni ale acestui an, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș au efectuat mai multe controle în diferite instituții din Argeș. Au fost vizate unități școlare, sanitare sau de cultură. Pompierii au descoperit sute de clădiri care funcționează fără autorizație de incendiu. Printre unitățile vizate au fost instituțiile de învățământ. În Argeș sunt peste 500 de școli cu clădiri, iar dintre acestea mai bine de 200 funcționează în locuri improprii, nu au autorizație de siguranță la incendiu. Reprezentanții ISU Argeș spun că cele mai multe dintre clădiri sunt cantine, săli de sport sau magazii. Avem unități de învățământ la nivelul județului Argeș, 532, din care grădinți 192, școli 294, licee 46, clădiri care au autorizație de securitate la incendiu sunt 52, 13 grădințe, 24 de școli, 15 licee, clădiri care nu au
autorizație de securitate la incendiu, sunt 215, 53 de grădinițe, 133 de școli, 29 de licee. Fac precizarea că acestea sunt clădiri, deci nu unități școlare în sine, sunt clădiri ale unităților școlare. Pompierii au efectuat controale și la unitățile sanitare din Argeș. Au fost verificate 15 unități din totalul de 16 și aici au fost găsite nereguli la câteva clădiri. Numărul obiective controlate care au fost puse în funcțiune fără obținerea autorizației de securitate la incendiu și pentru care fusese emis aviz de securitate la incendiu, 2. Număr obiective controlate care funcționează fără deținerea autorizației de securitate la incendiu, deși are obligatorie deținerea acestui document, sunt 2. Număr obiective controlate inopinat, 4. Număr de nereguli constatate, 173. Au fost controle și la unitățile de cult din Argeș. Au fost descoperite mai multe nereguli, ceea ce a dus la amendarea a 4 instituții. Numărul total de obiective identificate, incluse în evidențele pentru control, sunt 545, din care 22 de mănăstiri, 3 schituri și 520 de biserici. Numărul total de obiective controlate, 54. Numărul obiective controlate inopinat, 16. Numărul nereguli constatate, 158 de nereguli, au fost aplicate 4 amenzi în valoare de 3.500 de lei și 94 de avertismente. Pompierii au mai verificat și unitățile de îngrijire și cazare a copiilor și bătrânilor, dar și unitățile de cultură. Printre acestea se regăsește și clădirea în care își desfășoară activitatea Filarmonica Pitești, dar și Casa de Cultură din Bascov. Ambele unități au primit avizul de funcționare. Credincioșii de pretutindeni sărbătoresc astăzi pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. E o sărbătoare mare, cinstită așa cum se cuvine la români. Cei doi apostoli sunt și protectorii sistemului penitenciar. Sărbătoare mare în calendarul creștin ortodox, pe 29 iunie sunt prăznuiți Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Sunt ocrotitorii celor lipsiți de libertate, pentru că Sfinții Apostoli Petru și Pavel au fost în temniță, fiindcă l-au mărturisit pe Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu și astfel au devenit ocrotitori ai sistemului penitenciar din România. Foarte mulți credincioși au rugat în lăcașurile sfinte pentru sănătatea și prosperitatea familiilor lor și nu numai. Am un frate și o soră, Petre și Petria. Am aprins lumânări și la zi și la morți, că tatăl meu era Petre și pentru el și pentru vii. Da, e o zi mare, foarte mare. Tot în această zi sfântă se împart bucate săracilor. Spectacol ce sigur va avea succes în avanpremieră la Pitești. Odată cu închiderea stagiunii teatrale, doi actori îndrăgiți ai Teatrului Românesc sunt realizatorii unui spectacol plin de umor, muzică și foarte multe momente coreografice. Vă lăsăm pe dumneavoastră să descoperiți câteva detalii savuroase legate de spectacol. Este doar o mică parte din spectacolul pus în scenă la Teatrul Alexandru Davila, ai cărui realizatori sunt îndrăgiții actori Valentina Fătu și Vasile Muraru. Spectacol prezentat la închiderea stagiunii teatrale vineri de la ora 19. Ah, Pitești, ce drag îmi ești, este un spectacol plin de umor, cu foarte multe momente coreografice și multă muzică. Să fim aici cu voi, nu e o întâmplare, zâmbete avem pentru fiecare, deci bun găsit, suntem încântați. Să fim cu voi, să ne aplaudați, să fim cu voi, să ne aplaudați, Vasile, Valentina, cu noi să vă distrați. Ei bine, da, sunt repetițiile dinaintea spectacolului de vineri, prezentat în avanpremieră, în care cei doi, alături de echipa lor, dar și de artiștii de la estrada piteșteană, au muncit foarte mult și s-au dedicat astfel încât piteștenii să fie foarte încântați, mai ales că și intrarea este liberă. Aici un stup de albine, se muncește foarte mult, exact ca niște albine care în 3 săptămâni au vrut să realizeze o miere de foarte bună calitate și am impresia că s-a întâmplat acest fenomen. Vă salutăm, vă spunem bine ați venit! Premiera spectacolului Ah, Pitești, ce drag îmi ești, va avea loc în noua stagiune, cea din toamnă. Cel mai frumos cadou e să fim împreună și să avem cu toți o viață mai bună. Ne-am îmbrăcat frumos, căci este sărbătoare și suntem fericiți.
Fostele glorii de la FC Argeș s-au reunit la Muzeul Județean. Aici a fost marcat evenimentul denumit 38 de ani de la cucerirea celui de-al doilea titlu de campioană a echipei FC Argeș. Muzeul Județean Argeș a organizat evenimentul denumit 38 de ani de la cucerirea celui de-al doilea titlu de campioană a echipei FC Argeș. Evenimentul a avut loc la Muzeul Sportului Argeșan. Intitulat sugestiv Campionii, evenimentul a reunit foști jucători importanți ai formației din diferite perioade. Sunt două evenimente, practic 45 de ani de la cucerirea primului titlu de campion național a României de către echipa FC Argeș în 1972 și, în egală măsură, sâmbătă s-au împlinit 38 de ani de la cucerirea celui de-al doilea titlu de campioană națională. Pe 24 iunie 1979, FC Argeș învingea în Ștefan cel Mare pe Dinamo București. Cred că este un eveniment destul de rar care se întâmplă în zilele noastre, pentru că fotbalul nu mai este așa de pasiune cum era înainte, ci acum a devenit o parte din business, ca să mă refer direct la ceea ce se întâmplă astăzi. Dar observăm că, iată, lucrurile se mișcă și începând din această vară s-ar putea ca fotbalul de dinainte, fotbalul spectacol și fotbalul echipelor cu tradiție în țara noastră să revină din nou. În primul rând, aș vrea să mulțumesc domnului primar Ionică pentru că a adus pe FC Argeș acasă. FC Argeș care nu mai exista, FC Argeș care toată lumea din țară, noi avem foarte mulți suporteri la nivelul țării și toată lumea se întreba oare ce se întâmplă cu FC Argeș. Și din acest punct de vedere, mă bucur pentru că primăria a găsit această posibilitate și să aducă pe FC Argeș înapoi, acolo unde este locul. Și sperăm ca pe viitor echipa să promoveze. Știu că este foarte greu, dar având o conducere capabilă și o conducere care văd că sunt foștii fotbaliști implicați în această acțiune, nu doresc decât să le urez multă baftă. Acum câteva zile s-a stabilit în mare schimbarea denumirii. Noi deja am demarat câteva lucruri foarte importante și vreau să vă expun unul din ele. Renașterea Centrului de Copii și Juniori al FC Argeș. Cu revenirea, să spun așa, numelui FC Argeș și recâștigarea brandului, ne dorim cu toții, vă dați seama că poate noi cel mai mult, fiind implicați activ, să spun așa, în activitatea echipei, ca FC Argeșul să revină acolo unde este locul și sperăm ca în cel mai scurt timp această echipă să activeze din nou Liga 1. Clubul FC Argeș a fost fondat în anul 1953 și are în palmares două titluri de campion, în 1972 și în 1979, iar de-a lungul timpului a format jucători de mare valoare în fotbalul românesc, cum ar fi Nicolae Dobrin, Adrian Mutu, Nicolae Dică, dar și mulți alții. Fotbaliștii de la FC Argeș au făcut vizita medicală, piteștenii au mers la Centrul de Medicină Sportivă Craiova și tot lotul este apt. 21 de jucători de la FC Argeș au fost testați. Doctorii au verificat în cele mai mici amănunte starea de sănătate a fiecăruia pentru a vedea dacă sunt apți de efort. Lotul de jucători a fost însoțit în bănie de masorul Valentin Melu, care a supervizat îndeaproape testele la care au fost supuși sportivii. După câteva ore de testări, medicii au dat verdictul. Alvioleții sunt apți din punct de vedere medical. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Antena 1, ne reîntâlnim mâine la aceeași oră. La revedere!